Bună seara, sunt Tudor Mușat, bine v-am găsit. Ca la piață se târguiesc funcții importante în statul român contra voturilor care ar putea o salva pe Viorica Dăncilă de la debarcare prin moțiunea de cenzură. Șefia Autorității de Supraveghere Financiară, nici mai mult, nici mai puțin, a fost promisă unui nehotărât. Altora li se promit bani pentru investiții în zonele din care provin. Dacă strategia asta va da roade, o să vedem imediat. Numărătoarea inversă a început. Vedem principalele subiecte. Mai sunt doar câteva ore până când Viorica Dăncilă află dacă pleacă de la Palatul Victoria, iar cele două tabere își fac ultimele calcule. Și la această oră totul se negociază. Și avem de-a face cu trădări, cu răzgândiri, cu acuzații de șantaj și mită. Judecătorii care l-au condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare au explicat motivele deciziei lor. Și aflăm din motivare că sentința de 3 ani și 6 luni este perfect legitimă pentru gravitatea faptelor fostului șef al PSD. Începe procesul lui Ion Iliescu. Magistrații de la Înalta Curte au stabilit ca primul termen să aibă loc pe data de 29 noiembrie în cameră preliminară. Dosarul în care Iliescu este acuzat de crime împotriva umanității a fost trimis în instanță în luna aprilie. Armata turcă a invadat Siria. Președintele Recep Tayyip Erdoğan a anunțat pe Twitter că a lansat operațiunea Izvorul Păcii în nordul Siriei, având ca ținte teroriștii din Partidul Poporului din Kurdistan și Stat Islamic. Ar putea fi ultimele ore în funcție pentru Viorica Dăncilă, cea care a fost desemnată premier de Liviu Dragnea cu mâna lui, pe motiv că ar fi neconflictuală, așa cum spunea el, a ajuns să ia locul în fruntea partidului și să fie candidatul PSD la președinția României. Totul s-ar putea schimba mâine și, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată în partid cu cei care pierd puterea sau eșuează în alegeri, și pe Viorica Dăncilă o va aștepta cel mai probabil execuția sumară din partea colegilor. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să -mi ajute Dumnezeu! Astăzi dumneavoastră m-ați votat să fiu primul președinte femeie al Partidului Social Democrat. Împreună vom duce partidul nostru spre victorie. Nu voi demisiona pentru că sunt un om responsabil. În spatele meu sunt mii de oameni care așteaptă să punem în practică proiectele din programul de guvernare. Această moțiune nu va trece. Dar dacă vreți să luăm și acest scenariu în care moțiunea de cenzură trece, ne vom continua lupta. Ne vom continua lupta și vom urmări fiecare decizie pe care o va lua guvernul care va veni. Nu voi demisiona pentru că sunt un om responsabil, dar îi voi solicita președintelui României să facă o nominalizare cât mai rapidă pentru un nou guvern. Așadar, nu mai sunt nici 24 de ore până când vom afla dacă guvernul Dăncilă mai rămâne sau pleacă, iar PSD-ul nu stă deloc bine, cel puțin dacă ne uităm cum sunt împărțite acum forțele în Parlament, doar că totul pare să se joace până în ultimul moment. Moțiunea de cenzură a opoziției a intrat în linie dreaptă și toate taberele fac ultimele calcule pentru a vedea dacă se atinge numărul de 233 de voturi necesare pentru dărâmarea guvernului Dăncilă. Iar dacă ne uităm pe cifrele oficiale, opoziția ar avea câștig de cauză. Astfel, PSD are acum doar 202 parlamentari, în timp ce 262 de parlamentari sunt fie din opoziție, fie neafiliați sau reprezentanți ai minorităților. Concret sunt 95 de liberali, 41 de membri ai grupului parlamentar Pro-Europa, 40 de useriști, 30 de parlamentari de la UDMR, 12 de la PMP și 27 de neafiliați. Astfel, 29 de parlamentari trebuie să fie convinși să nu voteze moțiunea, pe care, spun liberalii, PSD nu are cum să-i aducă de partea sa. Opoziția s-ar baza sigur pe 237 de parlamentari, adică cei care au semnat moțiunea, iar Ludovic Orban a precizat că mai are discuții cu cel puțin 10 parlamentari și că există o rezervă de cel puțin 7 voturi, ceea ce ar garanta succesul moțiunii cu peste 240 de voturi.
Viorica Dăncilă a aruncat toată muniția pe masă înainte de moțiune, le-a spus cu subiect și predicat parlamentarilor PSD că dacă trântesc moțiunea, localitățile din care provin vor primi bani prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Ba chiar i-a amenințat că se vor alege și cu dosare, pentru că dacă nu vor mai avea puterea, procurorii vor acționa la comandă politică. De frică să nu-și pierdă și proprii parlamentari, Dăncilă i-a amenințat pe toate direcțiile. Iar cea mai gravă afirmație a fost cea potrivit căreia, dacă PSD pierde puterea, procurorii vor face dosare la comandă împotriva social-democraților. Miza nu este neapărat un post de ministru. Mizele sunt mult mai mari. Mizele sunt legate de comisar, mizele sunt legate de secția socială, de numirea procurorilor. Sper că nu vreți să ne întoarcem în timp. Sper că nu vreți să ne întoarcem în timp. Și mulți din această sală știu ce va referi. O afirmație după care mai mulți membri ai CSM au cerut plenului Consiliului și președinte Ilia Savonea să sesizeze Curtea Constituțională. Prin afirmația că menținerea la guvernare a unui partid politic și rămânerea în ființă a Guvernului României au ca miză chiar mai mare decât în alta demnitate de prim-ministru, dosarele, secția specială și numirea procurorilor, doamna prim-ministru și președinte al Partidului Social-Democrat știrbește în mod grav independența autorității judecătorești. Se arată în scrisoare. Prinsă cu o caua mică, Viorica Dăncilă susține că a fost prost înțeleasă. Pentru că interpretarea a fost așa cum și-a dorit-o fiecare. Eu am spus, am vorbit de secția specială, pentru că, după cum știți, în spațiu public au apărut anumite afirmații, sau unele dintre ele au fost legate de Ministerul Justiției. Le-am spus că noi nu vom lua nicio hotărâre, nicio ordonanță, nu vom da nicio ordonanță de urgență în domeniul justiției, nici pentru desființarea secției speciale, nici pentru alt motiv. Categorică mizele sunt legate și de aceste lucruri. Dermarea guvernului presupune, de fapt, și numirea procurorilor, pentru că ăsta este rolul. Revenind la frica lui Dăncilă că va fi trădată, premierul și-a momit parlamentarii și cu bani. A inventat un PNDL 3, iar banii vor începe să curgă imediat după ziua de joi, dacă nu trece moțiunea. Bine, am găsit deja resurse să alocăm banii pentru PNDL. Am promis un lucru, că până la sfârșitul anului, toate facturile pe PNDL vor fi plătite, chiar dacă valoarea este dublă față de anul Discutăm cu Sabin Orcan, jurnalist Newsweek România. Bună seara! Bună seara! România pare că a ajuns un fel de târg, de talcioc, de obor, de vite, practic, la felul în care se tranzacționează politic funcții în statul român contra voturi de salvare. Sper că n-are nimeni o surpriză că România, într-adevăr, cum bine ai spus, e un uriaș talcioc politic. Asta se întâmplă de ani de zile în România. Din păcate, n-am reușit să oprim această tranzacționare continuă a funcțiilor publice, a voturilor în Parlament, ceea ce mi se pare mult mai grav. Mi se pare un atac la însăși esența democrației să cumperi sau să viciezi procesul democratic cumpărând voturi sau non-voturi, în cazul acesta cu moțiunea de cenzură. Mie mi se pare că e foarte transparent totul acum, cred că nu mai are nimeni nicio iluzie, decât repet cei care trăiesc într-o bulă, în bula în care există o luptă cu statul paralel, în bula în care, dincolo de, să spunem, greșelile din justiție, oamenii ăștia nu înțeleg că nu vom putea merge înainte, nu vom putea progresa dacă nu reușim să stopăm acest asalt al politicului asupra justiției. Ai pomenit de statul paralel. Păi oamenii ăștia, de fapt, ne arată că ei sunt statul paralel. Ceea ce fac ei e, într-adevăr, statul paralel. Să promiți șefia autorității de supraveghere financiară unui om care să nu treacă în tabăra cealaltă, să promiți investiții în teritoriu, să promiți, dacă e adevărat, nu știm cum spune opoziția, valize cu bani sau bani cash în orice caz celor de la tine din partid ca să nu-și arate nemulțumirea votând această moțiune. Dacă nici asta nu e subversiv și antidemocratic, atunci ce e? Eu cred, nu sunt jurist, dar am discutat cu juriști și eu cred că procurorii din țara asta, dacă nu s-au dacă n-au plecat toți în vacanță și nu sunt în expectativă, așteptând să vadă din ce parte bate vântul, ca amerindieni așa, eu cred că procurorii ar trebui și au toate motivele să cerceteze în amănunt acest,
opoziția vorbește deja de plângeri acest penale lucru, pentru că astea, mi se pare foarte grav, chiar dacă e vorba de folosirea banului public, chiar dacă e vorba, așa cum aud, despre care am ascultat înregistrarea, nu, pe care am publicat-o la Newsweek, în care doamna Dăncilă spune transparent că le dă bani, le achită toate facturile, nu, din PNDL până la sfârșitul anului, dacă rămâne la putere. Dar și cealaltă variantă, dacă există într-adevăr tranzacții cu bani cash, eu cred că politicienii din opoziție care au afirmat asta ar trebui să facă plângeri penale. Sunt convins că dacă, repet, mai există un singur procuror care are curaj în țara asta, ar putea să înceapă acest dosar și ar putea să ceară indicii chiar și presei. Există în acest moment, circulă prin redacții, cum circulă și în partidele din opoziții, și anumite nume de la PSD, emisarii doamnei Dăncilă, diversi baroni locali care umblă la opoziție de data asta, care nu umblă, să-i convingă, da, să nu la voteze, opoziție sau la oamenii neafiliați, la parlamentarii neafiliați, ca să-i convingă pe bază de să spunem o recompensă financiară să nu voteze moțiunea de cenzură. Mie mi se pare afirmația tranșantă a Vioricăi Dăncilă, așa cum ați arătat, sancționată de un comunicat semnat de 7 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Asta înseamnă mai bine de o treime din membrii CSM au sancționat acest lucru în acest comunicat, au cerut, evident, nu se poate întâmpla peste noapte, fiindcă doamna Savonea știm în ce barcă vâzlește, dar au cerut curții să se ajungă la Curtea Constituțională privind un conflict între primul ministru și autoritatea judecătorească, pentru că aici se vorbește practic aproape transparent despre controlul politic asupra justiției. Un lucru care este o obsesie mai veche a PSD. Ne-am întors în vremurile Adrian Năstase, Rodica Stănoiu, ne aducem aminte de celebrele stenograme, seamănă cu astea, pe alocuri, în care despre asta se vorbea. Ne-am întors și în epoca Liviu Dragnea. Exact. Aș vrea să vorbim de stenogramele astea guvernarea imediat, cât îi preocupa controlul asupra justiției. În detaliu, dar facem ultimele calcule și l-am răpit pe Robert Țighiertău, deputat PNL, de la evenimentul de la Romexpo, ca să îl întrebăm cum stau cu calculele pentru moțiune. Bună seara, domnule Țighiertău! Cât de unită e opoziția în demersul ăsta de mâine, bună după seara, ce l-am mai auzit și pe invitație. Dan Barna spunând că e sceptic în legătură cu succesul, că i-ar plăcea să iasă, dar să vedem lucrurile pragmatic și așa mai departe. Opoziția este unită, domnule Mușat. Să știți că liderul Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, de câteva săptămâni bune a reușit să unească toate partidele de opoziție din acest moment din Parlament. Și avem promisiuni de la fiecare că își vor aduce parlamentarii și mâine vor vota la vedere. În afară de UDMR, care au spus foarte clar că vor veni, vor vota, însă vor vota secret, așa cum au făcut-o de fiecare dată, toate partidele care au promis că vor vota această moțiune vor vota la vedere. Eu am încredere că toți cei care au promis, vor semna și moțiunea de cenzură mâine. Acum trebuie să recunosc că este un dezastru ce se întâmplă în zilele acestea și l-ascultam și pe antevorbitorul meu, Sabin Orcan, deci se umblă cu sacoșe cu bani, cu genți cu bani, se amenință, se intimidează. Aveți suficiente probe ca să transformați pe care le-am mai văzut. Aveți suficiente probe să transformați acuzațiile astea în plângere penală, în dosar penal, domnule Țighiertău? Că eu cred că ar fi util dacă până la urmă toată lumea vede lucrurile astea întâmplându-se în jur, să fie și aduse la lumină, în justiție, poveștile astea. Clar nu sunt în regulă. Normal, sunt clar normal. Cu iz penal. Și să știți că în discuțiile cu... Normal că unii dintre parlamentarii care au fost abordați vor vorbi și vor vorbi după moțiunea de cenzură. Însă până atunci vreau să trag un semnal mare de alarmă, pentru că eu cred că instituțiile statului român supraveghează foarte bine ce se întâmplă în zilele acestea. Pentru că nu ar trebui să se întâmple astfel de lucruri într-o democrație normală. Însă ne-am obișnuit cu partidul Stat PSD să vină cu tot felul de metode comuniste, de a cumpăra conștiințe, de a influența votul de mâine.
Însă, așa cum v-a spus, așa cum a anunțat și liderul Partidului Național Liberal, noi avem discuții cu încă cel puțin 8 parlamentari pe lângă cei care au semnat moțiunea de cenzură și sper ca mâine moțiunea de cenzură să fie încununată de succes. Adică vă asigurați un fel de rezervă, de marjă, de tampon, să zicem așa, în caz că mai dezertează unii sau alții pe ultima sută de metri, momiți de promisiunile astea despre care noi vorbeam. Asta e ideea. Așa este, așa este. Ne luăm o marjă, facem calculele, totdeauna facem calculele cu scenariul cel mai prost și vrem să ne asigurăm că avem o marjă destul de bună ca moțiunea mâine să treacă. Da, domnule Sighiartău, în afară de argumentul ăsta că guvernarea Dăncilă și doamna Dăncilă pe persoană fizică sunt cât se poate de ineficienți și inadecvați, ce pârghie supremă puteți folosi în discuția cu parlamentarii puterii, având în vedere că totuși le cereți să trimită PSD-ul în opoziție, de fapt, și să dispară de la butoane, de la accesul la resurse? Domnule Mușat, o țară întreagă se uită la guvernul României și vede că nu mai guvernează România de câteva luni de zile, de când și-au pierdut majoritatea. Nu avem miniștri, doamna Dăncilă nu are busolă, nici n-a avut, trebuie să recunosc, de când este prim-ministru. În plus de asta, să știți că și parlamentarii din barca puterii, și aici mă refer din Partidul Social Democrat, nu văd un viitor în Viorica Dăncilă ca președinte al Partidului Social Democrat. Nici măcar dacă le și promite banii ăștia, promisiunile, că poate văd banii, nu văd pe Dăncilă, văd banii, pur și simplu, pe care o să-i primească în teritoriu. Sunt unii care văd banii, dar sunt unii care văd și după ziua de mâine. Și viitorul nu sună prea bine pentru PSD în orice formulă. Spuneți-mi un ultim lucru, domnule Sighiartău, mâine în timpul moțiunii mai e loc de, adică în timpul dezbaterilor, mai bine zis, mai e loc de spațiu de manevră? Înțelegeam de la colegii ai dumneavoastră că se vor încerca discuții suplimentare chiar și în ultima secundă, dacă PSD-ul tot plusează cu promisiunile astea. Domnule Mușa, din experiența, până la urmă, politicii românești, știți că momentul în care se negociază o moțiune de cenzură, vor fi discuții până în ultimul minut. Asta este clar. Și noaptea acestea sunt discuții, și noaptea acestea sunt negocieri, și mâine vor fi până în ultimul minut, până în momentul votului. Inclusiv pe holurile Parlamentului se va mai negocia. Și în băi. Mulțumesc foarte mult, Robert Sighiartău, secretar general PNL. S-ar putea ca tocmai promisiunile astea Sabin Orcan să o afunde mai mult decât să o salveze pe Viorica Dăncilă, pentru că sunt oameni din PSD deja care se arată total neîncrezători în legătură cu banii, cu existența acestor bani. Adică promisiunile sună extraordinar, numai că oamenii ăștia au început să se prindă că de fapt banii nu există. Și atunci s-ar putea ca factorul minciună, de fapt, să atârne mai greu în povestea. Oamenii s-o chiar să nu creadă. Cu cât promisiunile sunt mai generoase, cu atât ei să nu creadă. De ce credeți că cineva dintre PSD-iști a înregistrat ședința în care vorbea doamna Dăncilă, însoțită de băiatul ăla cu pixul de la dezvoltare, de ministru Suciu? De ce credeți că au înregistrat asta? De ce credeți că au dat-o presei? Pentru că ei înși știu că sunt multe minciuni în discursul lui Dăncilă și au ajuns să nu mai creadă că direcția în care îi îndreaptă Dăncilă e direcția bună pentru ei înșiși și pentru partid. Eu cred că asta arată că există în PSD, chiar dacă nu scot capul pentru că le e frică, există în PSD oameni nemulțumiți de actuala conducere a partidului și de modul în care se desfășoară lucrurile pe plan politic. Au văzut și ei scorul doamnei Dăncilă, care este mult, mult sub scorul partidului, care și așa scorul partidului este cel mai mic din istoria post-decembristă. Au văzut și ei în ce direcție se îndreaptă lucrurile și cred că au început să înțeleagă că trebuie să facă ceva. Acum, că o să o facă pe tăcute așa și o să voteze moțiunea chiar și unii membrii PSD, nu știu. Eu nu fac predicții, nu sunt Casandra. Am auzit voci pro, voci contra, am auzit opoziția care spune că le-au ieșit voturile la numărătoare și că au și o rezervă. Au o rezervă în caz de niște trădări. Am auzit și oameni care spun că vor fi cumpărați mult mai mulți de către doamna Dăncilă, nu neapărat cu bani publici, cât cu bani cash, nu de doamna Dăncilă, atunci de niște băieți mai generoși din PSD.
cum e domnul Arsene, cum zice, de la Neamț. Așteptăm probele care să transforme speculațiile astea în adevăruri demonstrabile într-o instanță. Da, am văzut că domnul ar fi foarte important. Domnul Arsene de la Neamț, ăla care umblă cu niște mașini de sute de mii de euro în București, se plimbă pe aici, pe Herăstrău, toată ziua, deși am înțeles că el are treabă pe la Neamț, e ceva, președintele Consiliului Județean. Da, el nu administrează treburile din județul Neamț, el se plimbă pe București toată ziua. El pune ministrii cu mâna, după cum am văzut. Da, și înțeleg că se întâlnește cu diversi oameni și le promite diverse lucruri. Funcții, bani, abar n-am ce le promite. Poate că ar trebui să-l cerceteze instituțiile statului de care vorbea Robert. Paranteză importantă. Domnul Arsene, județul Neamț al domnului Arsene, va lua cei mai mulți bani din ăștia 1,5 miliarde de euro promiși de Viorica Dăncilă. E în topul județelor care o să primească banii aia de diverse canale, șanțuri, apă, ce mai știu. Dacă el este samsar de influență pentru Viorica Dăncilă, normal că va primi ceva la schimb. Dar vreau să spun ceva, dacă îmi dai voie, puțin legat de această înregistrare, pentru că am văzut că a creat ceva vâlvă, reacția CSM-ului cred că arată foarte clar că am pus degetul pe rană. Dar vreau să spun ceva, și e meritul exclusiv al colegilor mei, nu e meritul meu, dar vreau să spun ceva, pentru că e foarte important să fim corecți până la capăt cu informațiile. Am văzut că e un băiat la Cluj, nu știu, un băiat care a fost numit recent șeful PSD Cluj, nu știu dacă ai auzit de el, unul care înjura recent pe adevărații jurnaliști din Cluj, pentru că el, mă rog, vorbește ca la cort, așa. E, băiatul ăsta... E un domn care când e consultant politic, când e implicat politic, când e jurnalist. E un caz unic în presa românească, el cu o mână conduce organizația PSD Cluj și cu altă mână scrie articole la gazetă. Înțeleg că e așa un fel de struțocămilă. E, băiatul ăsta a scos acum o chestiune, ci că a ascultat el cu atenție înregistrarea noastră în studioul televiziunii pe care o patronează, la care prestează, și că n-ar spune Dăncilă în celebra frază, n-ar spune dosare, ci ar spune comisar. Referindu-se la comisarul european, adică. Da, la comisarul european. Dar eu vă citesc fraza pe care noi am publicat-o. Atenție, noi am publicat înregistrarea. Adică o poate asculta oricine pe site-ul Newsweek și intră pe înregistrare și ascultă el și înțelege el. E o înregistrare destul de proastă, pentru că evident că e făcută de cineva din sală, pe sub masă, și se aud zgomote, oameni care tușesc, care se mișcă pe scaun și așa mai departe. Noi am tradus, să spunem, înregistrarea cuvintele Vioricăi Dăncilă. Miza nu este neapărat un post de prim-ministru, mizele sunt mult mai mari. Mizele sunt legate de dosare, am spus noi, de secția specială de numire a procurorilor. Am închis citatul. El spune că nu spune dosare, ci spune comisar. Bine, dacă spune comisar în aceeași propoziție cu secția specială și numirea procurorilor, înseamnă că doamna Dăncilă este incoerentă, ca să nu spun că era sub vreo influență. Sau poate doamna Dăncilă leagă în mintea dumneaei toate lucrurile astea, sau poate că știu cei din sală de vreo legătură. Dar ce vreau să spun pentru băiatul ăsta care n-a înțeles nimic din înregistrarea aia, este că lucrul cel mai grav din această propoziție nu este treaba cu dosar-comisar, ce este treaba cu secția specială și numirea procurorilor, care e destul de clară de o înțelege o țară întreagă, da? O aude o țară întreagă dacă ascultă înregistrarea de pe newsweek.ro și care, după cum arată și comunicatul CSM, al celor 7 membri ai CSM, este dincolo, e un atentat la independența justiției, fiindcă arată, cum spuneam, PSD e obsedat să obțină control asupra justiției. Nu o interesează autostrăzile, nu o interesează spitalele pe Viorica Dăncilă. O interesează asta, asta discută în interiorul PSD. Cum vă mituiesc cu niște bani de la buget, vă plătesc toate facturile, dacă mai fi bani cu învisterie, așa cum bine ai spus, și cum vă ameninți că dacă eu plec, mai pe românește va lua dracu pe toți, pentru că o să vă facă procurorii dosare, iar secția specială o să dispară. Bloca, de fapt. Secția specială avea rolul să-i blocheze. Încă o dovadă că secția specială este creată ca un instrument politic. Într-o țară normală, așa cum bine ai spus, și au remarcat mulți prieteni și susținători de ai noștri pe Facebook, într-o țară normală, doamna Dăncilă pleca în secunda 2 din funcția de premier, dacă nu chiar din politică, după afirmațiile făcute în această ședință a PSD. Numai că noi trăim în România, unde politicienii au obrazul nu gros, ci foarte gros, și unde sunt tot felul de băieți, ca băiatul ăsta de Neandertal de la Cluj, și dacă vrei traduc și pentru CNA ce înseamnă de Neandertal. Deci băiatul ăsta de Neandertal de la Cluj, care, repet, îi porcăie pe colegii de brazlă, pe adevărații jurnaliști din Cluj, care se comportă acum ca un fel de Belfer, nu, al politicii din Cluj, băiatul ăsta trăiește într-o bulă,
cu aceste manipulări ieftine în care încearcă să-i prostească pe oameni. Adică spune, n-a zis dosare, a zis comisar, dar nu spune nimic despre faptul că Dăncilă, în aceeași înregistrare, care e foarte clară pentru toată lumea, în aceeași propoziție vorbește de secția specială, vorbește de numirea procurorilor, după care mai la vale le spune și cum vă achit toate facturile și vă dau banii de la PNR. Dăncilă nici nu adică negat existența înregistrării. Am auzit-o mai devreme, din lămuririle. Mai e cineva care a ascultat da. Această înregistrare și care n-a înțeles că doamna Dăncilă, în criză fiind, că altfel n-ar fi ajuns aici, dacă era confortabilă și sigură pe majoritatea din propriul partid, în criză fiind și în pericol fiind să cadă mâine prin această moțiune de cenzură, doamna Dăncilă e în stare să le promită orice și să-i amenințe cu orice ca să le arate, dom'le, eu vă țin, eu vă scap de dosare, eu vă dau bănuțul, stați liniștiți în locurile voastre, cum ar spune Ceaușescu. Doamna Dăncilă are motive de îngrijorare, pentru că opoziția a mai arătat odată că se poate. Săptămâna trecută, ultimul vot în plenul Parlamentului, când opoziția a înregistrat prima victorie împotriva puterii, opoziția a reușit atunci, vă reamintesc, să mute votul pe moțiune de sâmbăta care a trecut pentru joia care urmează mâine. Cu 194 de voturi s-a întâmplat asta la 181. Mulțumesc. Dar lucrul cel mai important care s-a demonstrat astăzi este faptul că opoziția are majoritate în Parlament. De asemenea, s-a demonstrat clar că guvernul Dăncilă este în minoritate în Parlament. Eu cred că joi e bine să dezbatem moțiunea, cred că e bine să o și adoptăm, pentru că vineri pe 11 se împlinesc 45 de zile de când guvernul și-a schimbat structura politică prin plecarea ALDE și practic tot guvernul devine interimar. A fost foarte clar că au pierdut majoritatea în Parlament și în Camera Deputaților și în Senat, deci în ședința reunită. A fost un test important al nostru, al opoziției, pe care l-am trecut cu brio. E adevărat, victoria asta s-a înregistrat. Părea atunci că semnalul a fost dat chiar de unii lideri din PSD, vezi domnul Paul Stănescu de la Olt, care ironic le-a zis colegilor, ghinion, am apăsat greșit, ce să vezi, în subtext și dacă vreau o mai fac o dată, cam asta era ideea. Dar între timp a apărut toată povestea asta, sau mă rog, a atins paroxismul ăsta al promisiunilor și al tranzacționărilor ăstora de funcții contra voturi sau contra non-voturi. Tudor Mușat, noi suntem niște jurnaliști maturi și responsabili. Eu nu pot să fac predicții, repet, e ca la Loz în plic în România, n-ai de unde să știi ce se întâmplă după moțiune de cenzură. Cum spuneam zilele trecute, în România s-au depus vreo 38-40 de moțiuni de cenzură în ultimii 30 de ani, din care au trecut 3. Una fiind depusă de propriul partid, de PSD, împotriva guvernului Grindeanu. Habar n-am dacă trece moțiunea, e destul de strânsă. Să înțeleagă însă oamenii. Dom'le, nu s-au mulțit parlamentarii de opoziție în Parlamentul României. Bineînțeles. Nu sunt mai puțin parlamentari PSD. Bine, poate cu câteva excepții au mai dezertat, unii au mai devenit. E greu să-ți dai seama. Au plecat acum 3 zile, s-au întors azi. Dar nu s-a schimbat nimic. Avem acest Parlament în care a existat o majoritate formată din PSD plus ALDE. Între timp, ALDE a dezertat, s-a dus cu Pro-România, cu Ponta, care a rupt câteva zeci de parlamentari, nu? 40 sau câți are de parlamentari de la PSD și din alte părți. Dar nu s-a schimbat fundamental compoziția Parlamentului. Nu putem să fim siguri că va trece. Eu sper că aceste calcule făcute de opoziție sunt responsabile și că nu sunt povești de spus la televizor. Adică dacă ei spun că au o rezervă de vreo 10 parlamentari, așa o fi. Am aceeași întrebare. N-am nici idee dacă toate aceste tranzacționări de care vorbeai și tot acest talcioc va ține sau nu. Că știi, e ca la piață. Adică negoțul poate să meargă sau nu. Te duci cu unul și negociezi castraveții și ăla nu vrea să dea mai jos de un preț. Bun. Și zici, bine mă, nu cumpăr de la tine, mă duc la altă tarabă. Habar n-am dacă e așa. Nu. Perfect, știu, da. Că politica românească, România e țara unde orice e posibil în politică. Să zicem că parlamentarii ăștia nu o cred pe doamna Dăncilă când le promite toate lucrurile astea, sunt scârbiți de guvernarea asta și zic, n-are bani să ne dea, ne minte în față și așa mai departe. Ok, ce însă ne dau ceilalți? Adică de ce am trântit guvernul ăsta și l-am trimit în opoziție? Bun, nu ne dă
Viorica Dăncilă bani. Dar ce, ne dau ceilalți bani? Dimpotrivă, semnalele sunt că nu o să aibă ce discuta cu noi. Nu, și atunci? Nu cred că se discută așa la nivelul întregului país. E clar că există în PSD, în parlamentarii PSD, nu în PSD la țară, în teritoriu. Între parlamentarii PSD este clar că le e mai aproape cămașa lui Dăncilă decât haina de opozanți. Nu vor să plece în opoziție. Este evident asta. Majoritatea dintre ei. Poate că sunt câteva cazuri printre ei care vor defecta, fie și din simplu motiv că, repet, nu cred în direcția în care Dăncilă îndreaptă partidul. Sunt conștienți că după un eșec major la prezidențiale, care urmează după eșecul de la europarlamentare, partidul anul viitor s-ar putea să scoată un scor rușinos, adică și la alegerile locale. Să consideră că le mai bine, de fapt, în opoziție. Și chiar să-și dorească să fie în opoziție. Da, s-ar putea să spună, bă, stai puțin, că pe mine mă interesează mai tare alegerile parlamentare de anul viitor, de peste un an, decât să-i fac pe placul Dăncilă să mai stea 3 luni la guvernare. Nu știu ce calcule își fac. Câțiva dintre ei, repet, ei sunt o minoritate. Mare atenție însă, înțeleg că oamenii nu se bazează pe voturile PSD-iștilor, nu, exact, ale trădătorilor din PSD de care vorbea Viorica Dăncilă, ci se bazează pe alte persoane, oameni care deja au plecat din PSD, care au ajuns neafiliați pe voturile ALDE și Pro-România. Nu știu câți din ăștia sunt sinceri, repet, eu habar n-am. Nu am cum să prevăd în România că unul care a semnat o moțiune mâine nu, precum cazul pe care l-ați prezentat mai devreme, omul ăla care făcea du-te vino între opoziție și putere. Nu știm, oamenii ăștia vin și pleacă, știi cum e, un du-te vino aici. Da. Nu știm dacă ăștia sunt sinceri sau nu. Dar e cert că va fi o bătălie destul de strânsă mâine în Parlament, adică nu e una din cele 30 și ceva de moțiuni care au picat cu brio. Asta e o moțiune care se va juca. Poate chiar se va decide soarta ei la 2-3 voturi. Da. Asta cred eu, că va fi o bătălie foarte strânsă, om la om, pentru fiecare vot. Dacă această moțiune trece, Klaus Iohannis e cel care va trebui să propună un premier pe baza unei majorități care ar considera el că s-ar putea constitui. E convins în ceea ce îl privește că mâine Viorica Dăncilă și oamenii ei vor pleca de la Palatul Victoria. Președintele a declarat că astfel România va face primul pas spre un drum drept spre dezvoltare, zice el. Începem prima fază mâine, după ce cade guvernul Dăncilă. Eu îmi doresc foarte mult ca moțiunea de mâine din Parlament să fie încununată de succes. Acest guvern eșuat, acest guvern în derută, trebuie să plece acasă. PSD-ul a condus marea majoritate a anilor din ultimii 30 de ani, dar ce și-au permis în ultimii 3 ani este nemai văzut și nemai auzit. Ne-am săturat cu toții de acest PSD care a promis marea cu sarea românilor și imediat după ce au ajuns la putere s-au apucat să facă ce știu ei mai bine, să ocupe funcții în stat cu persoane de multe ori incompetente, dar de fiecare dată supuse conducerii PSD-iste. S-au apucat, dragii mei, să destructureze și să acapareze marile sisteme publice ale României. Au realizat ceva inimaginabil, o involuție a României într-o perioadă în care am fi avut atâtea șanse de dezvoltare. E ceea ce speră președintele. Președintele va avea de jucat să asculte propunerea PNL, nu? Cea pe care a lăsat de înțeles că o va favoriza, să se facă un guvern în jurul PNL, sau să asculte propunerea lui Ponta, care zice, împreună cu PSD-ul și cu ALDE, noi, Pro-România, propunem noi ceva, că oricum avem cele mai multe voturi adunate. Uite, eu, dacă tot e nu, seara ipotezelor, că încă nu știm rezultatul votului la moțiunea de cenzură, atunci mă risc să lansez și eu, deși eu nu sunt politician, mă risc să lansez și eu o mutare bombă pe care o poate avea președintele Klaus Iohannis în buzunar, și anume președintele Klaus Iohannis poate să desemneze un premier care este în prezent membru PSD. Ce ziceți de mutarea asta?
în care nu pune niciun independent, niciun om de la PNL, repet, în actualul guvern, până când vor avea loc alegeri anticipate sau la termen. N-ar intra în contradicție cu ce? Părerea lui despre PSD? Că dacă, ne spune de dimineață până seara. Dacă, PSD-știi sunt dacă răi, acel, au dus seara la dezastru. Dacă acel membru PSD este un om care a susținut statul de drept în continuu în ultimii ani, care s-a luptat și se luptă în continuare și astăzi cu doamna Dăncilă, dacă este așa. Avem un profil? Poate avem un profil. Ia, mă întreb dacă s-a întâmplat asta. Cine asta e o fie? Posibilitate. Cine ar fi acel uite, personaj? Uite, eu dau exemplu doamnei Birceal. Dacă domnul președinte Klaus Iohannis o numește pe Birceal. Doamna Birceal a fost parte din guvernul Dăncilă. E încă parte din guvernul Dăncilă. Prin asociere nu face parte din... N-aș zice că dacă ne uităm și la înregistrări, doamnei Birceal îi vor gâtul. Pentru faptul că e adevărat. Vrea să închidă secția specială, vrea să facă aia, vrea să facă... Eu întreb, dacă ar pune asta pe masă, această propunere, întreb, repet, e o ipoteză. Credeți că n-ar exista oameni în PSD care ar vota? Eu cred că ar exista. Adică ar fi o soluție de compromis. Nu știu. Și pentru ei. Cred mai degrabă că șeful statului, doar cred, nu am informații, doar cred, așa înclin să cred că șeful statului va găsi o formulă de compromis între cele două poziții. Totuși, și anume, totuși între liberalii poziția, aceștia de la Romexpo, care cu o zi înainte de moțiune s-au adunat împreună cu Klaus Iohannis să se îmbărbăteze reciproc. Cum o să primească povestea? Ei știu că urmează alegeri parlamentare și că s-ar putea să aibă un guvern 4 ani împreună cu USR, că sunt condamnați să guverneze împreună dacă vor câștiga o majoritate clară în urma alegerilor parlamentare care au loc peste maximum un an. Dar eu cred că șeful statului înclină să dea dreptate ambelor tabere și ar putea să existe un guvern de coaliție în care să avem... ca să satisfacă și asta persoane independente și persoane din partidele care susțin acest guvern. Pentru că altfel n-ai cum să-l treci prin Parlament. Sau o ultimă ipoteză care a mai fost lansată zilele trecute, domnul Iohannis numește o persoană care face un guvern, guvernul pică în Parlament la vot, mai face încă unul, pică în Parlament și peste 3 luni avem alegeri anticipate. Ce ziceți de soluția asta? Nu e mai bine. Dacă se pun de acord juriștii că se poate, având în vedere apropierea de alegerile celelalte, locale și așa mai departe. De ce nu se poate? E o dispută aici încă netranșată. Cine spune că nu se poate? Nu există păreri după care nu ar avea cum să aibă alegeri înainte de alte alegeri atât de aproape. De ce să n-ai loc? Sunt alegeri anticipate astea, se ieșite din ciclu normal de vară-toamnă, da? Sunt alegeri anticipate în care dacă spune Constituția... Dar în cazul ăsta, doamna Dăncilă rămâne de facto premier. Da, asta trebuie să... Asta e ideea. Corect. Dar spune Constituția că în clipa în care au loc alegeri anticipate și pică două guverne la rând, au loc alegeri anticipate, la revedere. Asta spune Constituția. Aș zice că există o întâietate a Constituției. Nu știu, ar trebui să o interpreteze Curtea Constituțională. Se joacă totul, cum ziceam, și probabil că se va juca și mâine la 10 dimineața și la 12 și probabil când se va vota între 12 și 1, cam atunci așteptăm votul la această moțiune de cenzură și o să vedem, evident, o să vă ținem la curent pas cu pas. Sabin Orcan, mulțumesc foarte mult! Cu mare plăcere! Continuăm. Magistrații de la Înalta Curte au făcut publică motivarea sentinței pe care i-au dat-o lui Liviu Dragnea. Judecătorii spun că sentința de 3 ani și jumătate este perfect motivată de faptele fostului șef al PSD. Un punct forte pentru sentința de 3 ani și jumătate dată lui Dragnea, arată judecătorii Curții Supreme, este faptul că simpla dorință exprimată verbal de acesta devenea subiect de execuție pentru cei aflați în subordinea sa. Iar fostul șef al PSD, cunoscând acest fapt, a abuzat de ascendentul său asupra directoarei de la protecția copilului Tellerman și a comandat ca cele două femei să fie angajate fictiv în instituție. Concluzia impusă de probatoriul anterior analizat este aceea că exista un interes al inculpatului în menținerea celor două în cadrul DGASPC pentru a putea fi remunerate de această instituție, în condițiile în care nu erau plătite pentru activitatea prestată de acestea la sediul organizației politice condusă de inculpat. Prezența efectivă a celor două inculpate era necesară în vederea desfășurării activităților curente ale organizației de partid pe care inculpatul o conducea, arată motivarea venită de la Înalta Curte. În acest context, judecătorii Înaltei Curți arată că Liviu Dragnea se face vinovat de instigare la abuz în serviciu, iar sentința este orientată spre minimul legal. De remarcat că sentința maximă într-o astfel de speță este de 15 ani. Cuantumul pedepsei stabilită de prima instanță inculpatului a fost orientat spre minimul legal, pe de o parte în raport cu gradul de pericol social concret al faptei comise, circum
circumstanțele factuale reținute, modalitatea de comitere fiind prin îndemn direct personal care a dat conținut formei de participație a instigării, agravată de calitatea funcției deținută de acesta, respectiv președinte al Consiliului Județean, afectându-se încrederea funcționarilor publici în raporturile de serviciu, precum și cele interinstituționale, mai arată documentul emis de Curtea Supremă. Peste o lună și jumătate începe judecarea lui Ion Iliescu. Înalta curte a stabilit ca primul termen în dosarul Revoluției, în care fostul șef al statului e acuzat de crime împotriva umanității, să aibă loc pe 29 noiembrie. Stimați tovarăși, prieteni, cetățeni, sunt și eu stăpânit de emoție ca toți cei care au vorbit. Am vorbit la telefon acum 20 de minute cu generalul Victor Stănculescu. Se află la Ministerul Apărării Naționale, a dat dispoziție, s-au retras trupele care erau dispuse în oraș cu dispoziție de a trage. Vom constitui în cursul acestei zile un comitet al salvării naționale, care să înceapă să pună ordine. La 30 de ani de la faptele pentru care Ion Iliescu este acuzat de crime împotriva umanității, dosarul Revoluției ajunge în sfârșit pe masa judecătorilor de la Curtea Supremă. Magistrații au stabilit că primul termen să aibă loc pe 29 noiembrie la ora 9, iar pe lângă Ion Iliescu, acuzați de infracțiuni împotriva umanității mai sunt și fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu și generalul Iosif Rus, fost șef al aviației militare. Aceeași acuzație i s-a adus și lui Emil Cico Dumitrescu, secretar de stat în Ministerul de Interne, dar acesta a decedat între timp. Iar potrivit procurorilor, cei patru au fost printre oamenii care au luat decizia de a chema trupele sovietice masate la granița de est a României. Anunțul privind solicitarea intervenției militare a URSS a fost făcut la TVR pe 23 decembrie, moment în care televiziunea publică era sub control militar, iar armata era sub controlul grupării conduse de Ion Iliescu. Procurorii mai susțin că gruparea Iliescu s-a constituit ca o grupare dizidentă care a avut drept scop înlăturarea fostului președinte Ceaușescu Nicolae, dar menținerea României în sfera de influență a URSS. De asemenea, rechizitoriul mai arată că Ion Iliescu și gruparea sa au instaurat o psihoză generalizată a terorismului și s-au creat astfel diversiuni și dezinformări care au dus la condamnarea și execuția cuplului Ceaușescu printr-un proces penal simulat. Însă tot în aceste condiții pe care procurorii acuză că le-au creat Ion Iliescu și gruparea sa, au murit peste 1000 de oameni și alți 3000 au fost răniți. La ultima sa apariție în fața procurorilor militari, Ion Iliescu era extrem de senin. Nu, am avut o convorbire, o convorbire amicală. Vă considerați vinovat de ceea ce s-a întâmplat atunci? Pentru morții de la Revoluție. Revoluția română? Vă rugăm, nu ne mai dați peste microfoane. Păi asta trebuie să aveți cât de cât discernământ. A fost un atac prestabilit, așa cum susțin procurorii. Armata turcă a intrat în Siria. Președintele Recep Tayyip Erdoğan a anunțat pe Twitter că a lansat operațiunea Izvorul Păcii în nordul Siriei. Ce ținte are armata lui Erdoğan, vă spunem imediat. Rămâneți cu noi! Erdoğan a anunțat pe Twitter că a lansat operațiunea Izvorul Păcii în nordul Siriei, având ca ținte teroriștii din Partidul Poporului din Kurdistan și Organizația Stat Islamic. Practic, ținta ofensivei turce este miliția kurdă Unitățile Protecției Poporului și asta în ciuda faptului că miliția a fost masiv susținută de unele țări occidentale și din regiune, dar mai ales de Statele Unite. Mâine, Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență într-o ședință în care se discute despre intervenția turcă în Siria. Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan s-a ținut de cuvânt. După ce sâmbătă a amenințat că va lansa atacul în nord-estul Siriei, a trecut la fapte și a anunțat lansarea operațiunii Izvorul Păcii. Forțele armate turce, împreună cu Armata Națională Siriană, au lansat operațiunea Izvorul Păcii împotriva teroriștilor din PKK și ISIS din nordul Siriei. Misiunea noastră este să preîntâmpinăm crearea unui coridor terorist de-a lungul frontierei noastre sudice, dar și să aducem pacea în regiune, declară Erdoğan într-o postare pe Twitter. Operațiunea Izvorul Păcii va neutraliza amenințările teroriste împotriva Turciei și va duce la stabilirea unei zone sigure, care va facilita întoarcerea refugiaților sirieni la casele lor. Vom menține integritatea teritorială a Siriei și vom elibera comunitățile locale de teroriști, se arată într-un alt mesaj al președintelui turc. Este a treia ofensivă pe care Turcia o întreprinde în Siria începând cu 2016. E un demers care, bineînțeles, are relevanță pentru ce se întâmplă în Siria. Este un demers care are relevanță pentru toată această luptă a Occidentului cu statul islamic și este un demers care va avea repercursiuni sau va influența
inclusiv în relațiile Turciei cu Occidentul, atât cu Statele Unite, unde deja congresmenii americani sunt nemulțumiți și încep să se poziționeze anti-Turcia, cât și în relațiile Turciei cu Uniunea Europeană. Este un demers extrem de important de politică mondială cu consecințe pe toate aceste trei planuri. Și în fiecare din acest plan vreau să vă spun că și România are un interes. Vrem un Orient în Mijlociu stabil, pentru că avem foarte multe interese acolo, de la cetățeni români, în Siria încă este o prezență numeroasă, românească semnificativă, numeroasă, până la nevoia întregii lumi civilizate, dacă vreți, de a vedea ca definitivă această înfrângere a statului islamic. Duminică, președintele american Donald Trump declarase că își va retrage trupele din Siria fără să-l mai intereseze deznodământul operațiunii. Dar a revenit asupra acelei declarații și a precizat că Statele Unite nu i-au abandonat pe curzi, cu ajutorul cărora statul islamic a fost înfrânt. Trebuie văzut care vor fi evoluțiile ulterioare și în ce măsură această ofensivă va fi continuată, atâta timp cât întreaga comunitate internațională, mai ales din zona europeană, dar și Federația Rusă, au avertizat Ankara în legătură cu potențialul exploziv de escaladare a unei astfel de intervenții. Orele și zilele următoare sunt foarte importante și cred că în acest moment semnalele primite de Turcia în sensul de a acționa prudent, fără încercarea de a genera o escaladare incontrolabilă în nordul Siriei, ar trebui ascultate. Practic, în această zonă se află locurile de detenție a zeci de mii de luptători din statul islamic. Sunt tabere de refugiați și de o parte și de cealaltă a frontierei între Siria și Turcia. Două persoane au murit și mai multe au fost rănite în urma unui atac armat în orașul Halle din estul Germaniei. Atacul a avut loc în apropierea unei sinagogi. Un singur suspect a fost reținut, iar autoritățile sunt pe urmele celorlalți. Potrivit poliției locale, focurile de armă au fost trase dintr-o mașină aflată în mișcare. De asemenea, în zona a fost descoperită și o grenadă care ar fi fost aruncată în cimitirul evreiesc din apropiere. Presa scrie că ar fi fost vorba de mai mulți suspecți. Doar unul dintre ei a fost reținut. Potrivit martorilor, unul dintre aceștia purta o uniformă de luptă în stil militar și avea asupra lui mai multe arme. Autoritățile i-au sfătuit pe cetățeni, prin intermediul Twitterului, să rămână în case sau să se adăpostească într-un loc sigur. Imediat după atac, principala gară din oraș a fost închisă. Dosar de politician cu Silviu Mănăstire în câteva momente. Rămâneți cu noi!